care este metoda optimă pentru a recupera aceste resurse care sunt ale poporului român, ce trebuie să fie exploatate în beneficiul poporului român? Instrumentele sunt trei. Monetar, fiscal, reglementativ, care de fapt într-un fel tot fiscal e, da? Sau modul în care reglementezi consumul de resursă naturală. Hai să fac o distinție față de fiscalitate. Dar nu există decât trei. Monedă, fiscalitate, reglementare.